Salmul 32. Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel al cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă vina și în duhul căruia nu există înșelăciune. Când tăceam, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Vlaga îmi ajunsese ca o scăciune văratică. Atunci mi am mărturisit păcatul și nu-ți-am ascuns vina mea, am zis: Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile. Și astfel, tu mi-ai iertat vina și păcatul. De aceea, fiecare credincios să-ți se roage câtă vreme mai poți fi găsit. Iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge. Tu ești un adăpost pentru mine. Tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire. Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. Nu fi ca un cal sau ca un catâr fără discernământ, care numai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. Bucurați-vă în Domnul, înveseliți-vă, voi cei drepți! strigați de bucurie toți cei cu inima cinstită.